Asta când am aceeași R1 egal cu R2. Când sunt diferite, X la N egal cu C1 R1 la N plus C2 R2 la N. Că sunt R1 și R2 diferite. Da? Deci așa. Acum te rog să... Eu vreau, mă întindeam acum să vă demonstrez că e corect și începeam până la 11 noapte. Te rog. Avem limite, punem de la infinit, e radical mai mare, a ori n pătrat, plus b ori n, plus 1, și minus radical din 4n pătrat, plus 5. Așa egal cu 1 pe 4. Ah, egal, primeți așa cu 1 pe 4. Cine sunt constante? Da. Păi... Cum facem? Aplicăm conjugata, repede, egal cu limită în paranteză la infinit din a în pătrat plus b în plus 1, minus 4 în pătrat, minus 5, totul supra. Minus 5. Minus 5, că a la coa minus b la coa. Plus, nu? Ești sub radical e plus și atunci când minusul a pătrat, este minus aici, minus 5. Da? Sub radical din a în pătrat plus b în plus 1 plus radical din 4 în pătrat plus 5. Ca să ne înțelegem. Da. Deci e infinit minus infinit aici, practic. Și de aceea aplic conjugata. Da. Da? Și A, în mod sigur, va fi 2. O să vedem imediat. Deci aici egal mai departe cu... A va fi 4. Egal cu limită. Pentru n din de la infinit. Din. Ordonăm aici sus și vine n pătrat pe lângă cine? A minus 4 plus b ori n minus 4, nu? Da. Totul supra. Iese de sub radicală un n peste tot. Deci n pe lângă radical din a plus b supra n plus 1 pe n pătrat. Așa e bine? Da. Plus radical din eu nu l-am pus în față. Pun în paranteză și deci tocmai în față. Plus radical din 4 plus 5 pe n pătrat. Că e paranteza. Egal cu. Trebuie să fie egal limita cu cât? Cu 1 pe 4. Păi atunci e simplu, nu? Trebuie gradele să fie egale aici. Da. Adică n pătrat să dispară. Da. Adică asta e egal cu 0. Paranteza. Adică A egal cu 4. Da? Și acum va fi egal mai departe cu limită pentru n tinde la infinit. Din ce a rămas? B ori n minus 4 supra n pe lângă radical din A plus B pot să locuiesc acum, ori știu. 4, pot să spun? Plus b pe n, nu? Plus 1 pe n pătrat. Plus radical din 4. Plus 5 pe n pătrat. Și egal mai departe. Scot un n și sus factor forțat. Și vine n pe lângă b n pe lângă b minus 4 supra n. Și acum n cu n simplificăm și limita asta trecând la ea e egal mai departe cu b supra 2 plus 2. Nu? 2 plus 2, adică primul radical face 2. Radical din 4. Al doilea radical din 4. 2. 2 plus 2. Supra 4. Și egal cu 1 pe 4, zice. Așa ne dă ca răspuns. Da. Deci 2 b pe 4 egal cu 1 pe 4 cât a spus autorul. Și atunci rezultă că b egal cu 1. B egal cu 1 și a egal cu a. Asta mai ați cerut. Să găsiți parametri a și b. Da. Încât să fie limita asta egal cu 1 pe 4. Răspuns? Da. A egal cu 4 și b egal cu 1. Atunci ne dă o limita 1 pe 4. Mergem mai departe. Limită din a radical din a în pătrat. A în pătrat. Plus b ori n minus 2. Plus subradical. Da. B ori n minus 2. Minus 2. Și minus radical din n pătrat plus 2. Plus 2 numai, da? Da, egal. Limita asta scrie. Băi, experiența a făcută, hai mă codă și cineva acum. După experiența câștigată, da? Deci să fie egal cu 3. Egal. Am uitat. Te numești? Ștefan. Ștefan. Te rog, Ștefan. Eu nu mai ies ca să te țin minte. Ca să te nu copiez. Așa. Pe conjugatul mai întâi. Sigur că tot infinit minus infinit. Simțim că AO trebuie să fie 1, sau AO e pozitiv, fără discuții. Deci egal cu limitări. În paranteză, A în pătrat, da. Plus B minus 2, minus paranteză, da, scriu direct. Da, minus A în pătrat, minus 2. Totul supra. Supra radicale și se l-am pus în 3. Adică vine radical din A în pătrat. Plus radicalul. Da. Așa e, A în pătrat plus B în. Plus radical. Minus 2, plus radical din n pătrat plus 2. Și egal cu limită din n pătrat pe lângă n pătrat pe lângă a minus 1, nu? Plus bn minus 4. Totul supra, scoatem un n factor forțat. Un n pătrat și un radical este n. Da, afară n. Deci n pe lângă. Paranteză, radical din a plus b pe n minus 2 pe n pătrat plus radical 1 plus 2 pe n pătrat. Corect. Și ca să fie limite finite, trebuie să dispară asta. Da. 0, deci a egal cu 1. Și rămân doar limite, pentru n tinde la infinit, din n pe lângă. B pe n, sau n pe lângă, b minus 4 pe n. Totul supra, n pe lângă, radical plus radical, da? Da. Ne cunoaștem și limita va fi b supra, a-ul știu, 1. 1 plus 1, 2. 2. B pe 2 egal cu 3, nu? Da, B egal cu 6. Terminat exercițiul. Da. Mai unul? Da, mai unul. Ia să vedem. Deci limită, mergem din la infinit. Din radicalul din n. 3 la n plus 4 la n. Plus 4 la n. Aici să încercați să putem criteriul raportului. Deci când ai limită de ordine dintr-un șir, da. A noi șirul este 3 la n plus 4 la n. Deci notăm xn egal cu 3 la n plus 4 la n. Și zice, dacă ai radical de ordine n dintr-un șir xn, adică ăsta e yn, să zice că este asta, da? Și ești necăjit, cum suntem noi acum. Să nu te sperii. Să faci așa. Limită, pentru n tinde la infinit, din xn plus 1, supra xn. Deci dacă ai de făcut limită de ordine un șir yn, care e radical și n dintr-un șir xn, atunci este același lucru cum mai face limite din x în plus 1 pe xn. Adică x în plus 1 înseamnă să ne ducem cu un locuim pe cu 1 plus 1. Deci, practic, avem ce? Limită pentru i întinzând la infinit din xn plus 1 totul pe xn egal cu limită pentru i întinzând la infinit din 3 la n plus 1 plus 4 la n plus 1, nu așa vine? Da. Supra 3 la n plus 4 la n. Și aici mai putem scrie limită pentru n tinde la infinit din 3 ori 3 la n, că e 3 la n plus 1, 3 ori 3 la n plus 4 ori 4 la n supra 3 la n plus 4 la n. Și egal mai departe. Scoatem pe 4 la n și sus și jos, egal cu limită pentru n tinde la infinit din 4 la n pe lângă. Pe lângă 4 plus 3 ori 3 pe 4 totul la n. Da? E bine așa. Totul sus, par jos, 4 la n pe lângă 1 plus 3 pe 4 totul la n. 4 n cu 4 n se duce și limita este egal cu 4. Că se duce la 0, se duce la 0. Deci 4 e limita finală. Și limita? Băi, dacă n-am dat luna și asta în cameră? Am dat, n-am început, da? Dar n-am mai rupt fișierul. Am lăsat lungă. Asta e. Și urc este în gură. Deci, limită? Putem de la infinit din 1 plus 1 pe radical din 2. 1 plus 1 pe radical din 2. Plus 1 pe radical din 3. Da. Plus 1 pe 1 plus 1 pe radical din el. Minus 2 radical din el. Și mai chiar mai. Deci dacă mi-a prindem acum. Am putea face o diferență? Câte o diferență? Asta, dacă vrei să fac așa, ar trebui să fac pentru monotonie, pentru asta. Studiez monotonia acum. Da. Ca să-mi dau seama cum... Deci totul să notez cu xn de până aici, nu? Da. Așa. Și să fac xn plus 1 minus xn la monotonie. Dar până la urmă, când trec la limită, tot trebuie să calculez acolo limita aceea, că tu îmi ceri limita acolo, nu se constat monotonia, marginea ceva acolo. Ce șmecherie era acolo? Știu... Lucra destul de interesant. 1 plus 1 radical, 2 plus 1 radical, 3 plus 1 radical din ea. Minus 2 radical din ea. Inegralitate, nu știu mai reamintesc. Care pe care un numărător, nu jur, și n-ai cum să-l, ca la o sumă de ce, nu-i calculabil. Deci 1 plus 1 pe radical, 2 plus 1 pe radical din 3 plus 1 pe radical din el, nu-i calculabil. Jocul este cu minus 2 radical din el asta, care face un serviciu. De ce e minus 2 radical din el? Putea să fie, nu, minus 3 radical din el, sau minus... Deci minus 2 radical din n. dacă nu mi-aduc nu ne vine vreo idee în 5 minute, putem sta toată noaptea. Da. Deci nu... Ce se zice mai... Ce greșmecherie. Ar putea fi limitat cu E? Nu. Că avem un acolo. Nu. Îți dai seama ce e acolo. Da. Nu, dar e o propunere, te gândești și tu la o chestie asta, nu? E... Este un șir special, știu, sigur. Exemplu sunt minus xn, dar la ce mă ajută la asta când fac exemplu sunt minus xn? Doar fac... monotonia. Și aflu cum se comportă el. Să pornesc așa, vedem ce ne vine pentru dacă ne vine. Deci notăm pe xn asta. Xn asta, da? Și el ăsta. X indice n plus 1 ar fi 1 plus 1 pe radical din 2, plus 1 pe radical din 3, plus puncte, puncte, plus 1 pe radical din n, plus 1 pe radical din n plus 1. Așa? S-a duce suma până acolo. Minus 2 radical din n plus 1. Deci aici se duce până la radical din n plus 1 și minus 2 radical din n plus 1, atât. Așa arată, da? Deci asta este xn plus 1. xn plus 1 minus xn ar face toată bucata asta minus cealaltă, ar face 1 pe radical din n plus 1. Și rămâne asta, da? Minus 2 radical din n plus 1 plus 2 radical din n. Știi de ce? Că e xn plus 1 minus xn. Că ăștia se duc cu minus, ăsta va veni cu plus. Plus 2 radical din și egal mai departe cu 1 pe radical din n plus 1 plus 2 pe lângă radical din n minus radical din n plus 1. Și dacă aplicăm conjugata, va fi 1 pe radical din n plus 1 plus 2. Cred că am zis bine aici, nu? 2 radical din 2 pe lângă radical din n minus radical din n plus 1. E corect așa. Și acum 2 vine n plus minus 1. Deci vine n minus 1 supra-radical din n plus radical din n plus 1 și egal cu 1 supra-radical din n minus 2, că n cu n se reduc și noi 2 ori minus 1 face minus 2 plus 1 la prima 1 supra-radical din n plus 1 1 supra-radical din n plus 1. La prima, e cu n. Deci radical din n plus 1. Ați spus radical din n acolo, simplu. A, din n plus 1. Mulțumesc. Așa, minus 2 supra radical din n plus radical din n plus 1. Și iată că e egal mai departe. Dacă aduc la același numitor, și vine ce? Radical din n plus radical din n plus 1, nu? Minus 2 radical din n plus 1 totul supra radical din n plus 1 pe lângă radical din n plus radical din n plus 1. chegava com rămâne radical de n minus radical de n plus 1. Deci egal cu radical de n minus radical de n plus 1 totul supra radical de n plus 1 pe lângă radical de n plus radical de n plus 1. Și acum aplic conjugata încă o dată aici și facem n minus n minus 1 totul supra radical din n plus 1 pe lângă radical din n plus radical din n plus 1 la pătrat al lui radical din n plus radical din n plus 1 la pătrat. Face minus 1 supra ceva, supra un număr pozitiv. Adică mai mic ca 0. Deci iată că am o primă observație, xn plus 1 minus xn e mai mic ca 0. xn plus 1 minus xn mai mic ca 0. Asta înseamnă că de aici trag concluzia că xn plus 1 minus mai mica xn, deci șirul este cum? Șirul este monoton descrescător. Deci pleacă de la x0, da, de la x0, nu x0, hai să zicem x1, că nu are voie să fie 0 din cauza nu, lui e acolo. Deci pleacă de la x1 și tot descrește, tot descrește. Să vedem cine îl poate opri. Probabil că limita sa îl oprește. Deci monoton descrescător este. Și care ar fi x1? Deci pentru x1, pentru n egal cu 1, x1 ar fi așa. 1 atât. 1 minus 2. Egal cu minus 1. Deci pleacă de la minus 1 și descrește. Adică xn e cuprins între minus 1 și limita sa. Limita sa pe care nu știu cum să o găsesc acum. Deci limita sa se pare că este un număr negativ. Deci un număr negativ. Măcar știm asta. Știm că este măcar număr, da. Măcar atâta știm. Și știm că are... nu, poți fi monoton descrescător nemărgint inferior. Poți nu există limită. Deci poți să nu există limită, să zicem că limita este minus infinit, să zicem. Dar nu am un motiv temeinic să spun că n-ar exista. Rămâneți mai student. N-am inspirație în momentul de față și nu pot să vă spun mai exact. Dar o informație cât de cât am avut-o. Este într-o inegalitate șmecheria asta făcută cu minus 2 radical din n la nu e întâmplător. El joacă un rol decisiv. Ceva din mediu? Da, nu. O inegalitate care nu mi-am amintesc acum și nu pot. N-am vrut să mă blochez, stau aici de toată noaptea. Cât e? 10? 10 și 10. Tata, ne oprim aici. La revedere, dragilor. Hai să facem și sinteza. Ce chestia am făcut noi? Sinteza văd. De la ceam pe care l-a determinat. Așa. Determinat de ordine superior, nu? Da. Sinteza orei. Deci, determinat de ordine superioară, mai mari decât trei, nu? 4 am dezvoltat. 2. Limite de șiruri. Și am criterii de convergență acolo am aplicat, da? Criterii de convergență. Am urmărit acolo monoton și mărginit, nu? Și monoton și mărginit este convergent. Criteriul raportului, a rădăcinii și a raportului. Și a diferenței aici până la un punct. Deja ne-am ocupat, am căpătat ce informații despre monotonia lui. Da? Deci criteriul de convergență, cum ar fi criteriul criteriul rădăcinii, și stolțezarul nostru și monoton bărgit este convergent. Da. Bun. Cam asta. Ne oprim aici. Ne ajungem pe seara asta. La revedere!